Singurătate și responsabilitate. Omul care își asumă de bunăvoie sau în mod silit povara răspunderii începe adeseori să își simtă singurătatea. Asta este valabil nu numai pentru cei investiți cu autoritate și aflați în posturi înalte, șefi, comandanți și așa mai departe, ci și pentru oamenii absolut obișnuiți. Medici, contabili și așa mai departe. Fiecare adult răspunde pentru faptele sale, pentru cuvintele sale, pentru atitudinea sa față de ceilalți. Când iau o hotărâre, și nu neapărat una de o importanță vitală, când își transpun în practică alegerea cu riscul de a greși, oamenii trăiesc adeseori o puternică dorință de a împărți cu altcineva răspunderea, sau de a o arunca total pe umerii altcuiva. În cazurile când situația nu-i permite să împartă răspunderea cu altcineva, omul e nevoit să se resemneze cu faptul că va răspunde singur pentru consecințele alegerii sale. Tocmai aici se ciocnește de singurătatea răspunderii. Dacă privim și mai adânc, putem descoperi că legătura reciprocă dintre singurătate și responsabilitate este primordială și inevitabilă, că ea nu reprezintă o dispoziție sufletească temporară a omului, care depinde de împrejurările exterioare, ci își are rădăcina în însăși ființarea eului omenesc. Lucrul acesta este determinat de libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o omului și care nu-i poate fi răpită. Suntem singuri și nu avem scuze, așa caracterizează Jean-Paul Sartre, existența umană. Oricât am vrea să ne consolăm cu iluzia irresponsabilității, cât am încercat să tăgăduim caracterul liber al alegerii noastre, oricât ne-am străduit să dăm vina pe altcineva pentru greșelile și păcatele noastre, mai devreme sau mai târziu, suntem nevoiți să recunoaștem că fiecare răspunde pentru viața sa numai el, singur. Chiar și atunci când omul crede că nu decide singur nimic, ci pur și simplu urmează sfatul altcuiva, împlinește poruncile, respectă normele și regulile sociale, se poartă ca toată lumea, execută un ordin, urmează niște instrucțiuni. Chiar dacă îi se pare că nimic nu depinde de el, totuși alege chiar el de la început de cine sau de ce să asculte, cui să îi se supună. Chiar dacă este posibil ca el să nu conștientizeze această alegere, după cum este posibil să nu conștientizeze nici faptul că e liber. Libertatea, pot să fac ce cred de cuvință, nu înseamnă trebuie să fac, ori nu o să pățesc nimic pentru asta. Câteodată, prețul realizării propriei libertăți devine propria viață. Însă, poziția am fost silit să fac asta, nu știam că se poate altfel, nu poate fi o scuză. Așa cum scria Jean-Paul Sartre: În acest sens, libertatea nu este un bun pentru care trebuie să ne luptăm cu cineva, ci o necesitate fatală. A decide întotdeauna pentru tine însuți înseamnă a fi absolut singur în alegerea ta. Nu ne putem justifica alegerea făcând trimitere la faptul că am cerut sfatul prietenului sau preotului. Noi înșine cerem sfat și noi înșine îl urmăm. Nu ne putem justifica prin morală. Noi înșine alegem să aderăm la ea sau nu. Nu ne putem justifica prin semne noi încine le atribuim un sens sau altul. Nu ne putem justifica prin Dumnezeu. Și asta nici de cum, pentru că El poate există, dar poate nu, ci pentru că nici măcar El nu poate să hotărească în locul meu. De aceea nu se poate spune că nu ai avut de ales. Eu am ales bunăstarea, ori sănătatea celor apropiați, păstrarea statutului meu social, sacrificând un poate cinstea, Valorile, sacrificând interesele altora, libertatea lor, sau din potrivă, mi-am sacrificat sănătatea și viața pentru. Pentru ce? Nu toți am scris denunțuri, unii au mers ei înșiși la moarte, nu toți am intrat în Partidul Comunist, unii au rămas fără loc de muncă și fără perspective de creștere profesională, ajungând să lucreze ca măturători sau ca fochiști dar cât de grea este câteodată răspunderea, ce nemărginit de singur se simte omul care s-a trezit față în față cu libertatea sa și alegerea sa. Nu mai puțin dificil este uneori să răspunzi pentru consecințele alegerii tale. În rețelele sociale era populară, la un moment dat, următoarea maximă atribuită înțelepților orientali. Înainte de a condamna pe cineva, ia încălțămintea lui și străbate drumul lui, încearcă-i lacrimile, simte-i durerea. Poticnește-te de fiecare piatră de care s-a poticnit el și doar pe urmă poți să spui că știi cum trebuie trăit. Dacă omul a săvârșit o greșeală, poate nu trebuie condamnat, nimeni nu știe ce a fost în sufletul lui când a luat hotărârea respectivă. Și ce se va întâmpla cu el când va vedea rezultatul acțiunilor sale și va recunoaște că este răspunzător. Există oameni pentru care a lua în viață o poziție activă și responsabilă este ceva obișnuit. Mai mult decât atât, aceștia se bucură simțind propriile forțe și posibilități. Ei ocupă cu plăcere posturi de conducere, devin lideri, dau rezultate bune în calitate de comandanți și se bucură de respectul subordonaților. Întrucât, nu încearcă să se autoafirme pe socoteala altora și nu abuzează de puterea ce le-a fost dată. Din păcate, asemenea șefi nu se întâlnesc, însă, atât de des cum am dori. Spre deosebire de omul care, ca șef, se află la locul potrivit, există și unii care, fără a fi destul de capabili, năzuiesc spre putere, încercând să dobândească funcții prin orice fel de mijloace, dar, după ce obțin ceea ce doreau, se dovedesc a fi total nepregătiți să facă față responsabilității legate de poziția lor înaltă. Simțindu-se speriați și neajutorați, încep să se încrânceneze, și nefiind capabili să-și recunoască incapacitatea, dau vina pe propriile greșeli, pe cei din jur și pe împrejurări. În consecință, șefii incapabili nu numai că trăiesc singurătatea legată de responsabilitatea aflată pe umerii lor, ci adeseori se ciocnesc de zidul neacceptărilor. De către colegi și subordonați. Se întâmplă și, cine, și ca cineva care nu năzuia să-și asume responsabilitatea la locul de muncă, să ajungă, în virtutea împrejurărilor, într-o funcție în care este obligat să răspundă de multe lucruri, să ia decizii importante, dar nu e pregătit emoțional pentru acest lucru. În acest caz, există cel puțin trei ieșiri. Prima este cea de a refuza postul respectiv. Imediat cum simți că sarcina respectivă necesită prea multe eforturi. A doua este cea de a consimți și de a te chinui, a nu dormi nopțile, a da calmante, a mânca anxietatea cu chifle și prăjituri. Iar a treia este cea de a accepta propunerea și de a începe să înveți să trăiești în noua realitate. Cu cerințe mai ridicate față de tine. Prima ieșire, refuzul, este rațională dacă sarcina este nu doar complicată, ci peste puteri. Cauzele pot fi numeroase, și nu este deloc obligatoriu ca motivul să fie slăbiciunea, lipsa de caracter, lașitatea și așa mai departe. Omul respectiv poate fi atât de încărcat cu responsabilități în alte sfere ale vieții, în afara serviciului, încât chiar și cele mai mici răspunderi suplimentare îi provoacă teamă și repulsie. Intră în funcțiune așa numitul instinct de conservare, ca să nu se epuizeze și să nu clacheze din cauza supra-solicitării, trebuie neapărat să refuze noul post. A doua ieșire este aleasă în mod frecvent de oamenii cărora le place să sufere, să se plângă de viața lor. Greutățile la locul de muncă constituie o temă excelentă pentru văitat. Această ieșire le mai convine și celor ce au nevoie de un alibi aprobat social pentru a-și justifica propria lipsă de autocontrol, propria irascibilitate. Da, am urlat. Ce? Nu înțelegeți cât de tare obosesc la serviciu? De ce vă supărați pe mine? Aceasta este, de asemenea, explicația universală atunci când nu ai chef să faci ceva. Nu pot. Munca mea este importantă. Fără mine nu se descurcă acolo. Precum și o metodă excelentă de autoafirmare. De mine depind atât de multe, de părerea mea ascultă toți. Toate acestea duc la anxietate, tensiune, oscilații mari ale dispoziției sufletești, astenie, interminabile dialogurile untrice, și se pot încheia printr-o epuizare emoțională, printr-o cădere nervoasă, ori boală somatică. A treia ieșire reprezintă o încercare de a folosi noile condiții pentru dezvoltarea ta personală. Poți învăța să conduci prin metoda încercării și eșecului, dar, ca să nu inventezi iarăși bicicleta, poți face cursuri de management al personalului, poți merge la training psihologic sau la consultații individuale, unde specialiștii te vor ajuta să înțelegi cauzele problemelor care apar. Nu e atât de greu să te descurci cu toate acestea dacă ai resurse interne și externe pentru a te dezvolta sănătate, forțe, dorință, timp, posibilitate de a te odihni cu adevărat, sprijinul celor apropiați și așa mai departe. Totuși, dacă nu ai resurse suficiente, această ieșire e imposibilă și atunci este mai bine să refuzi, veți prima ieșire, și să cauți ori să creezi resurse suplimentare. În orice caz, Orice ar alege cineva, mai devreme sau mai târziu, va ajunge să dea singur răspuns și față de sine însuși, și față de conducere, și față de subordonați, și față de propria familie, și, bineînțeles, față de Dumnezeu. Nu va reuși să arunce asupra altcuiva această răspundere. Pentru a simți care este propria lui măsură de responsabilitate adecvată, omul, trebuie să înceapă familiarizarea cu ea încă din frageda copilărie. Obișnuindu-se să fie responsabil pentru sine însuși, va putea să mărească treptat zona de responsabilitate și la un moment dat să crească până la măsura postului de răspundere. Atunci postul respectiv nu-i va fi o povară, iar solicitările emoționale vor fi pe măsura forțelor lui lipsindu pe copil de liberă alegere în domeniile în care el se poate deja manifesta, sau pedepsindu-l cu duritate pentru alegerile lui greșite, sau lipsindu-l de responsabilitate, ne l să se izbească de consecințele faptelor sale, părinții creează condiții favorabile pentru formarea unei poziții de viață irresponsabile. Bineînțeles, un copil ascultător cum trebuie, este mai confortabil. Cu el ai mai puține griji. Dar care este prețul acestui confort în ce privește dezvoltarea personalității lui? Omul crește atunci pasiv, lipsit de inițiativă, merge la remorca altora, depinde de părerea altora. S-a deprins să trăiască după mintea altora. Însă, răspunderea pentru tot ce face în viața sa rămâne chiar dacă nu o simte sau nu o recunoaște. În consecință, la un moment dat, care e departe de a fi frumos, omul poate realiza subit că nu-l interesează ocupația sa, nu-i place viața sa, nu se simte apropiat de ceea ce îl înconjoară. Și dacă nici măcar în această criză nu vrea să recunoască faptul că s-a străduit mereu să evite responsabilitatea, dacă și atunci va da vina pentru eșecurile sale pe toți și toate, își va răpi singur șansa de a schimba ceva, de a înceta să-și existența și să înceapă să trăiască. La consultația psihologică se poate auzi destul de frecvent întrebarea. Spuneți-mi ce trebuie să fac în această situație, cum e corect să procedez, ce să spun. Pentru psiholog, întrebările de acest gen sunt niște simptome care indică dorința conștientă sau inconștientă a omului de a arunca responsabilitatea pe umerii altuia, în cazul dat pe umerii specialistului care consultă. Mai mult decât atât, este răspândită părerea potrivit căreia, psihologul, e necesar doar ca să invețe pe oameni cine, ce trebuie să facă, să gândească, să simtă, să vrea și să vorbească. În realitate, lucrurile stau, însă, tocmai pe dos. Psihologul creează condiții care îl ajută pe om să înțeleagă nu ce trebuie, ci ce este capabil, poate și vrea să facă. Căci responsabilitatea adecvată se manifestă atunci când omul își evaluează corect resursele din momentul respectiv, își repartizează în mod rațional forțele, își stabilește scopuri realizabile. Toate acestea pot fi făcute numai pe baza criteriilor interioare de apreciere a stării tale din momentul respectiv. Nu pe baza unor norme și reguli abstracte, sau a părerii altora. Indiscutabil, există și criterii exterioare importante, care trebuie neapărat luate în calcul: respectul celorlalți, reperele moral, morale și așa mai departe. Acestea nu fac însă decât să determine limitele exterioare. Iar pentru conținutul interior al faptelor, gândurilor, sentimentelor, dorințelor sale, omul răspunde singur. Se întâmplă ca una și aceeași faptă, săvârșită de oameni diferiți, să fie o manifestare a dragostei respectiv, a datoriei respectiv, a răzbunării. În calitate de exemplu, vom examina o situație tipică. Seara trecută, Soțul a rămas mai mult la serviciu, fără să o prevină, iar astăzi soția îi gătește o cină specială. Prima variantă: soția îl iubește pe soț, vrea să aibă grijă de el. Speră că va petrece seara în mod plăcut. A doua: soția consideră că cina ține de datoria ei, pe care o îndeplinește indiferent dacă vrea sau nu. Poate exista și o a treia. Soția este supărată pe soț, fiindcă a rămas singură seara dinainte, dar ca să-i facă în necaz, ca să-i stârnească și mai mult sentimentul vinovăției, demonstrându-i toată josnicia lui în comparație cu mărinimia ei, îi pregătește cina ca pe o pedeapsă. Chiar dacă unei astfel de soții care se plânge că se simte singură în căsnicie, psihologul îi va spune, trebuie să aveți mai multă grijă de soț, să-l iubiți mai mult, ea nu îi va putea urma sfatul fără să facă lumină în sentimentele și în adevăratele sale motivații. Și atâta timp cât, pentru necazurile sale, va da vina pe soțul ușuratic și pe psihologul nătâng cu sfaturile lui stupide, aruncând pe umerii lor toată răspunderea pentru problemele prin care trece, ea nu va putea găsi o ieșire. Orice terapeut știe că în terapie primul pas decisiv e acceptarea de către pacient a responsabilității pentru greutățile din viața sa. Atâta timp cât omul crede că problemele lui sunt determinate de o cauză exterioară, terapia este neputincioasă. La urma urmei, dacă problemele mele sunt în afara mea, de unde și până unde trebuie să mă schimb eu? lumea exterioară, prietenii, serviciul, familia, trebuie să se schimbe, scrie psihologul Irvin Alon. Fără să reflecteze la acele sfere ale vieții lor pentru care sunt răspunzători, propriile fapte, gânduri, dorințe, sentimente, atitudini, simțindu-se victime ale împrejurărilor sau ale uneltirilor, adeseori Oamenii nu-și dau seama de avantajele ascunse pe care le dobândesc, fugind în mod inconștient de răspundere. Chiar și dacă ai conștientizat aceste avantaje, nu este prea ușor să renunți la ele, fiindcă e comod să trăiești așa, când nu trebuie să gândești, nu trebuie să hotărăști, când nu ești vinovat de nimic. Punându-ți întrebarea hamletiană a fi sau a nu fi mulți ale aleg nu a fi, ci a exista în dependență de alții, renunțând la propria libertate, voință și responsabilitate. Una dintre cauzele acestei decizii e frica de singurătatea, legată în mod indisolubil de responsabilitatea pentru viața proprie. Cealaltă extremă e hiperresponsabilitatea, când ei pe propriu umeri totul și ce-ți revine ție și ce ar trebui să le revină altora neavând încredere în nimeni altcineva. Dacă nu eu, cine? Dacă nu mă apuc eu și fac, nimeni nu mișcă măcar un deget. Oricum, nu iese nimănui mai bine decât îmi iese mie, prin urmare, mai bine fac singură, ca să nu fiu nevoită pe urmă să refac. Ce să le mai explic și să mă uit pe urmă cum strică totul? Mai simplu e să mă ocup singură. Luând o astfel de poziție față de cei din jur, Omul se condamnă la sentimentul singurătății, deși pentru situația creată dă vina pe alții. Nimeni nu mă ajută. Nu pot să mă bazez pe nimeni. Nimeni nu vrea să aibă de a face cu mine. De ce trebuie să fac totul singur întotdeauna? Dar cât de greu este uneori să înveți să ai încredere, să împarți responsabilitatea cu cineva, să delegi împuterniciri, să colaborezi. Ce este de făcut cu asta, veți întreba. Nu așteptați rețete, acestea nu există. Fiecare hiperresponsabil își are istoria proprie și calea proprie de a se schimba. Nu există un algoritm care să le ajute tuturor. Pe tema responsabilității se poate reflecta îndelung. Noi însă vom continua discuția despre singurătate.